Ziarul Lumina a împlinit astăzi 17 ani de la apariția primului număr. Cotidianul, editat la Iași și lansat în 7 februarie 2005 la București, a avut în prima ediție un articol dedicat Patriarhului Teoctist la 90 aniversare a zilei sale de naștere. Ziarul Lumina a apărut cu binecuvântarea prea fericitului părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Ziarul Lumina a apărut în 7 februarie 2005 la Iași, fiind realizat de o echipă formată din teologi de la Institutul Trinitas și jurnaliști care activaseră în presa laică. După 2 ani de activitate la Iași, redacția centrală a fost mutată la București, iar primul număr național a fost publicat în 27 noiembrie 2007, într-un tiraj de 8000 de exemplare. Astăzi, cotidianul Patriarhiei Române a ajuns la o medie lunară de aproximativ 22.000 de copii difuzate pe apariție. Primul cotidian creștin din România abordează subiecte atât religioase cât și din spectrul vieții sociale. Se adresează creștinilor ortodoxi care doresc o informare corectă, conectată la un puternic sistem de valori, oferind o alternativă la presa generalistă. Prea părinte Daniel a numit ziarul Lumina, o prezență luminoasă în presa românească, o sursă de informație obiectivă și echilibrată, dar și un binevenit sprijin pentru cler în păstorirea credincioșilor. Din 2010, Cotidianul Lumina este prezent și în mediul online, cu site propriu, Facebook și Instagram. Ziarul Lumina, împreună cu săptămânarul Lumina de Duminică, fac parte din Centrul de presă Basilica, împreună cu Trinitas TV, Radio Trinitas, biroul de presă și Agenția de știri Basilica. Un nou punct de hotar va fi marcat joi 17 februarie, când Cotidianul Patriarhiei Române va ajunge la ediția cu numărul 5000.